Iată, a venit momentul să trecem la o a doua etapă pe modelul nostru, și anume aplicarea de cimenturi. Fiind vorba de o cavitate pe un molar pe care vom lucra acum, vom folosi un produs pentru coafaj indirect, care se numește Dycal, bază și catalizator. Ceea ce vedem pe masă alături este un alt produs de aceeași categorie, bază și catalizator, numit Care Life, bineînțeles de la firma Care. L-am pus alături pentru a vedea că există și că practic face același lucru. Produsele de tip pastă-pastă, așa cum spuneam, înseamnă că sunt autopolimerizabile, catalizatorul, baza conținând și hidroxid de calciu. Hidroxid de calciu este deci componenta bază, pe noi de fapt asta ne interesează, și componenta catalizator, care permite ca acest produs în cele din urmă să aibă o consistență dură și să nu fie pur și simplu o pulbere de hidroxid de calciu care să nu poată fi plasată și poziționată în mod definitiv în interiorul cavității. Am depus o cantitate mică, așa cum se vede, de bază. Acum aplicăm catalizatorul. Ideal este să fie cât se poate de 1 la 1, da? Nu trebuie să fim fixiști. Moment în care începem amestecul, se face cu această spatulă metalică, e una din cele mai ușoare manevre din stomatologie. După o ușoară împrietenire inițială, ați văzut, putem trece la omogenizarea propriu-zisă. Cam asta e tot. Urmând să, până aici a fost ușor, de aici începe de eu, urmând să recoltăm acest produs pe vârful sondei și să-l depunem cu foarte multă atenție în interiorul cavității. Sigur, unii colegi folosesc un fuloar pentru așa ceva, mi se pare că fuloarul este prea mare. Îmi place mai mult sonda, că este mai fină. Materialul aderă la baza cavității, sigur, fără să fi dat cu bonding, evident, pentru că ne interesează să avem efectul hidroxidului de calciu asupra pulpei, și anume un efect calmant, un efect neodentinogenetic. Și sigur că depunerea acestui material trebuie făcută foarte repede. Asta este, de fapt, marea problemă a lor, acestor produse duale, acestor produse autopolimerizabile. Ele au fost făcute autopolimerizabile pentru a nu necesita pătrunderea luminii printr-un stat posibil mai gros de astfel de material. Produsele mai noi sunt fotopolimerizabile, lumina reușește să le pătrundă dacă nu au strat mai gros de 1 mm și nici nu avem de ce să punem strat mai gros. Și rășina celor moderne este mult mai bună decât a celor din imagine. Sigur, astea sunt produse care au deja aproape 30 de ani pe piață. Sunt foarte ieftine și foarte cunoscute, să zicem așa. Materialul trebuie nivelat, așa cum se vede. Foarte important să îndepărtăm excesul de pe pereții verticale ai cavității, pentru că acolo trebuie să adere materialul de restaurare definitivă, fie el că va fi un compozit, sau atunci vom da cu bonding, fie că va fi un ciment glacionomer, cum vom face în acest film, și atunci nu vom da cu bonding, dar oricum aderența materialului restaurativ trebuie să fie directă și nemijlocită la pereții laterali. Eu fac acum o ușoară curățare, sigur, dar ulterior, într-un caz real, aș freza din nou pentru a fi sigur că adeziunea se face în dentină curată, dentină necontaminată. Practic, acest material, iată, mai iau puțin pentru a completa unde am nevoie, acest material nu mi-oferă o adeziune, ci doar o protecție. Da? Și dacă ar fi fost o situație reală, intraoral, n-aș mai fi putut face această manevră. Dacă firma aș fi fost făcut vară, n-aș mai fi putut face această manevră, pentru că, așa cum spuneam, aceste produse polimerizează foarte repede. Cum spune un bun prieten de-al meu, te fugăresc și nu apuci să faci toată această manoperă. Asta este depunerea corectă. Da? Și acum urmează să aplicăm obturația definitivă. Obturația definitivă pe care aici, în exemplu nostru, am ales să o facem cu un glacionomer șarjat sau încărcat cu particule metalice. Se împinge acest pistonaș negru al carpulei, se montează carpula, împingerea lui înseamnă spargerea membranei și permite contactul pulbere cu lichid, pulberi, de fapt, nu, că este pulbere de glacionomer plus pulberi metalice, plus lichidul din cealaltă parte a carpului. Acum ele sunt în contact și eu încep să le amestec
pe high sau pe low, eu aleg 15 secunde varianta low, adică mai puțin agresivă de amestec. Sigur că nicio mână nu poate competiționa cu modalitatea asta de amestec, nu? Mecanizată. Sigur că nimeni nu poate să aibă pretenția că dozează atât de precis componentele cum sunt ele dozate în această carpulă. Și după ce amestecul s-a realizat, vom pune această carpulă într-un sistem aplicator, într-un sistem de împingere, putem să-i zicem și pistol în sfârșit. Seamănă foarte mult cu acel instrument de împins silicon sanitar, când montez o chiuvetă, nu? Și iată cum, strângând ca într-un clește cele două componente ale instrumentului, începe să se exprime prin vârful carpulei, care este deja montat, ați spus, deja începe să se exprime acest material care trebuie pus foarte repede în cavitate. Asta este, de fapt, discuția. Din cauza asta sunt toate așa, gata, gata, hai, hai, pentru că nu e timp. Și iată, în detaliu, cum acest material este depus, în așa fel încât să se elimine aerul, da, din centru spre margini, fără să scoatem vârful din material, da? Foarte important acest lucru, ca să nu captăm bule de aer. Și când considerăm că am pus puțin în exces, nu mult, puțin în exces, putem să oprim aplicarea. Sigur că dintr-o carpulă din asta pot să depună 3-4 studenți fără niciun fel de problemă. Da? Firma ne dă și pentru cavități mai mari, chiar și foarte mari. De ce nu și pentru stomatologie canine, glumesc. Și iată cum, prin aplicarea spatulei pe pereții cu spizilor, da, noi reușim să redăm morfologia din nou, repede, că face priză, da? Așa, morfologia dentară cu spidiană, chiar dacă nu mai știm morfologie, în cazul unor cavități mici nu e o tragedie, că o copiem și o învățăm de la cuspizii existenți. În cazul unor cavități mai mari, acolo știința noastră de morfologie începe să devină mult mai importantă. Vedeți, materialul deja, că am început să facă priză, eu îl simt că îl mai pot lucra încă puțin, dar nu vreau să lucrez după ce chiar a făcut priză, pentru că risc să induc fisuri ireparabile. Foarte important acest detaliu. Da? Încă acum mai pot să-l bat puțin, mai pot să-l fulez un pic. Folosesc spatula pe marginile unde a bavat, sigur că îl pot îndepărta fără probleme, acolo nu mă deranjează că îl fracturez, de acolo vreau să-l îndepărtez. Pot să-l mai fulez puțin în cavitate, spuneam, încă o perioadă scurtă de timp. Materialul nu este grozav de ieftin, dar nici grozav de scump. Și, într-adevăr, calitățile lui restaurative sunt demne de luat în seamă. Acum, problema este dacă pacientul nostru mai acceptă o astfel de culoare de obturație pe unul din dinții săi. În mod normal, aș fi pus un compozit aici. My God Given Metrics, cum spuneam, asta îmi permite să și verifică încă un pic lucrabil, dar faptul că mai reacționează încă la mânușe. Fularea cât a mai fost necesar și posibil, pentru că vedeți, deja îl văd că a făcut priză și în momentul ăsta e cazul să mă opresc. Da? Urmând ca finisajul să se facă cu freze, cu perii de lustru, cu elemente care să precizeze definitiv morfologia și să evite bavarea materialului dincolo de limitele preparației ale cavității. Ok, cum îndepărtăm carpula? Apăsăm pe acest buton și pistonul se retrage. Încă o dată, așa am strâns de pistol ca să împingem pistonul, da? Iar când vrem să scoatem, apăsăm pe acest buton și dacă pistonul nu vine dintr-o dată înapoi, apăsăm puțin pe clema de jos și pistonul se retrage. Da? Instrumentul aplicator, carpula, separă. Trece la următorul. La următoarea cavitate, pe același dinte, pe același molar, aici avem un ciment glasionomer, da? Ciment glasionomer normal, clasic, să zicem așa, pentru obturații. Probabil ați remarcat că este culoare A2, o să-l vedem în detaliu. Cu ajutorul acestei lingurițe măsură, scoatem din recipient exact cantitatea pe care o dorim. Ați văzut că scria foarte clar acolo o picătură, o linguriță. Aici, la glasionomer, proporțiile nu sunt negociabile, trebuie respectate cât mai exact cu putință. Vedeți de la ce distanță lasă să curgă materialul, practic picătura de lichid, da? Alături de pulberea pe care deja am depus-o. Lichidul acestui glasionomer, lichidul glasionomerilor în general, iată din nou,
pulberea despre care vorbeam, lichidul, o să vedeți că este foarte viscos. Materialul nu este un material de cimentare, pentru că nu scrie CEM pe el, da? Este un glasionomer de obturație, nu mai spun că are și culoare, deci vrem să fie la culoarea dintelui pentru că se va vedea. Deci nu-l folosesc sub o coroană, unde nu se vede, o coroană metalică, ci îl folosesc pentru o obturație care se va vedea. Da? Și atunci, iată, acest glasionomer este pentru obturație. Îl amestec, deci, cu lichidul lui, dar atenție, lichidul lui trebuie să-l exprim foarte lent, încet, cu atenție, strângând ușor, ușor de acest recipient, de acest flacon, până când, atenție, ușor, ușor, se face o bulă suficient de mare încât ea să cadă în mod natural, cum să zic eu așa, din pod. Da? Fără să-i spun eu cât de mare să fie. Cât e de mare ea când cade. După care excesul, nu o să-l pot readuce în flacon, va trebui să-l șterg. Îl șterg pentru ca să nu-mi fie silă data viitoare să pun mâna pe toate năclăitele, așa, mie sau colegului. Nu? Și acum trebuie să amestec cele două. Fac un experiment care n-ar fi trebuit făcut, dar îl fac numai ca să vedeți ce se întâmplă. Încerc să fac asta cu o spatulă mică și metalică. Este o mare eroare. Glasionomerul nu e bine să fie amestecat cu spatule metalice, iar în momentul în care spatula mai este și mică, uitați-vă ce se întâmplă. Cum lichidul acestui glasionomer extrem de viscos aderă la spatula metalică. E un lucru bun că glasionomerul aderă la metal, pentru că ne permite cimentări foarte bune ale coroanelor metalice, ale coroanelor care conțin metal, da? Metalice sau metaloceramice, dar în niciun caz ca să amestecăm glasionomerul nu ne convine o spatulă metalică. Aici am încercat să aduc cumva mai aproape pulberea, nu? Și să zicem că, uite, poate pulberea mai calmează pe acest lichid, nici pomenel. Este practic imposibil, mai ales că, așa cum spuneam, glasionomerul trebuie amestecat dintr-o dată și foarte repede. Este total contraindicat că glasionomerul să fie amestecat pe porțiuni, așa cum o să vedem că se procedează cu cimentul fosfat de zinc, oxifosfat de zinc, cum se proceda cu Fritex-ul, cine a mai auzit de el. Cimentul silicat. În această situație, vedeți că folosesc ceea ce trebuie folosit, că e spatula de la GC, care mi-au furnizat-o, este o spatulă de plastic, da? Este tipică spatula albastră a GC-ului, e foarte cunoscută în multe cabinete și observați că îndepărtez, deci, cu această spatulă materialul de pe instrumentele pe care am încercat să le folosesc fără succes anterior. Amestecul se face incomparabil cu această spatulă și mare și de plastic. Observați, vă rog, cât de rapid se face amestecul. Plăcuța trebuie folosită, nu spun că în întregime, dar dacă tot o am, de ce să mă folosesc? Practic, materialul, pentru a fi omogenizat corect, trebuie întins, așa cum observați, pe toată suprafața. Îl întind pe toată suprafața, îl omogenizez pe toată suprafața până când îl văd în strat pelicular. Așa se amestecă un ciment corect. Da, un ciment glasionomer. Și acest ciment, nu, recoltat ulterior, așa cum observăm, de pe plăcuță, se va ridica cu ajutorul sondei. Eu tot cu sonda prefer să lucrez pentru astfel de manevre. După care, sigur, se depune în cavitatea corespunzătoare din foseta distală acestui molar. Și așa cum am văzut și la compozitul fluid, seamănă, deși este mult mai năbădăios, mult mai dificil de lucrat, cam în genul ăla se aplică și în cavitatea noastră. Sigur, nu ne place să fie în exces, da? Nu vrem să fie foarte mult în exces, că după aia ne chinuim să-l curățăm. Da? Și observați cum intervenim și cu elementul de tip spatula al instrumentului nostru, pentru a, așa cum spunea, sprijinit tangent la cuspis, pentru a realiza morfologia încă din această fază, înainte ca materialul să facă priză. Nu vrem să fim nevoiți să intervenim mult după aceea cu materiale, cu instrumentar abraziv, deoarece avem certitudinea că dacă o facem, vom îndepărta și țesut dentar, care altfel ar fi trebuit să rămână intact. Cât am fi de pedanți și de atenți, când lustruiești, când frezezi, deja mai iei și de unde nu trebuie. Modelajul, deci, este foarte important. Folosim și componenta spatulă și componenta fuloare a instrumentului nostru. Materialul are un anumit grad de autonivelare, de acord? Da? Acolo este o fosetă. Știm foarte bine că nu este un element proeminent.
da, de tip creastă, ce este o fosetă, deci acolo nu trebuie să avem o cantitate mare de material. Și iată, încet, încet ajungem la forma necesară, la forma dorită, urmând ca, bineînțeles, la final, aceste obturații să fie verificate în ocluzie cu ajutorul unei hârtii de articulație. Se pot folosi și spatule din plastic, sunt mai favorabile, așa cum deja am văzut, pentru acest tip de material. Și așa arată o obturație cu glasionomer clasic. So now, premolar. Ce vom realiza pe acest model de premolar? Întâi îi punem o bandă metalică. Pentru a obține punct de contact, îi punem și o pană. Bineînțeles că în situații reale am matrici mult mai performante decât ceea ce vedem aici, asta este doar o mică demonstrație. În condiții reale și dinții se îndepărtează ușor și după aceea când tind să revină, clampează foarte puternic acea pană. Ok, este doar o demonstrație pe model. Și iată, în această situație vom folosi un ciment fosfat de zinc. O să zică cineva cum fosfat de zinc să obturezi cavitatea unui premolar e absurd. Dar bineînțeles că este absurd, e chiar nebunie. Cu excepția cazului în care, hai să ne gândim, uite, nu am timp să intervin endodontic, nu am radiografie, nu vreau să intervin fără radiografie, premolarii sunt foarte dificili pe partea de endo, nu te juca niciodată cu un premolar când e vorba de obturație de canal, fă o radiografie și o să mulțumești mai târziu, ok? O să învățați la endo, aveți de la cine învăța și o să învățați foarte bine domeniul ăsta. Atenție, lichidul, fac o mică pauză în poveste, lichidul curge foarte repede, spre deosebire de cel de la glasionomer. Trebuie și el curățat, bineînțeles, vârful flaconului. Spuneam că fac această obturație, fac o mică pauză, fac această obturație cu fosfat de zinc, pentru că nu pot interveni endodontic în momentul ăla, nu pot să intervin să scot nervul, dar nici nu vreau să las pacientul așa. Am încercat să fac o obturație din compozit, sigur, am îndepărtat dentina alterată, am făcut exereza ei, am constatat că este o cavitate prea aproape de un cord pulpar, că în cele din urmă este necesară extirparea, da? Nu pare deloc, după cum se vede pe model, dar hai să presupunem lucrul ăsta, da? Așa? Adică nu e o cavitate așa profundă pentru un premolar, ce avem noi pe model, dar să presupunem că ar trebui să realizăm o extirpare vitală și atunci, neavând radiografie, alegem să temporizăm. Deci ce o să pun eu acum ca să umplu acolo, nu așa, și ca să pot ulterior să îndepărtez, dar să fie o obturație destul de rezistentă pe o perioadă, nu știu, poate o săptămână, poate două, cine știe, uite, pacientul pleacă la mare și vine de-abia peste două săptămâni. Păi, de ce să pun ceva mai scump? Nu este arhisuficient un astfel de fosfat de zinc? Ba, bineînțeles că este. Dacă n-am fosfat de zinc în cabinet, nicio problemă, o să pun un glasionomer. O să pun un material de tipul ăla, glasionomer șarjat cu particule metalice. Există și glasionomer șarjat cu particule non-metalice, la fel de bun, dar care este și la culoare foarte, foarte favorabil. Deci, iată, avem metode la dispoziție, dar dacă tot am un fosfat de zinc care este atât de ieftin, atât de omogen, de ce să nu-l folosesc? Pulberea și lichidul, am văzut foarte clar. În această situație, eu aș putea să le amestec de la început, pentru că știu că asta este doza corespunzătoare și o să o vedem imediat. Dar, da, voi face o demonstrație. Așa cum se făcea pe vremuri, când nu puteam conta pe dozaj foarte exact, se împarte pulberea în două jumătăți, relativ egale, și se amestecă pe rând cu lichid. Ceea ce observați aici este cât de ușor se amestecă. Cimentul oxifosfat de zinc este extrem de omogen, probabil că este cel mai omogen dintre cimenturi după amestec. Lichidul vrea, efectiv, vrea, parcă o caută pe pulbere să se unească cu ea. Aici mai completez puțin și fac o mică pauză. Dacă aș vrea să cimentez o coroană, pe cum o cimentez cu oxifosfat de zinc, nu e o rușine. S-au cimentat coroană cu oxifosfat de zinc, sigur că m-aș mai face așa ceva. Da? Dar nu e o tragedie dacă cineva nu are cu altceva, e o cimentare ok, da? Sigur, acum cu sistemele adezive pe care le avem suntem mult deasupra. Dar ca idee, dacă vreau să cimentez aici, în consistența asta mă voi opri și această pulbere nu o voi folosi. Nu pun la loc, bine. Okay. Da. Deci
Acum noi nu vrem să facem o cimentare, nu ne trebuie această consistență cremoasă sau smântânoasă și atunci vom amesteca suplimentar, da, și restul de pulbere. Da? Spuneam că eu știu exact care este concentrația și puteam să amestec totul de la bun început, n-ar fost nicio problemă. Amestecul se face în așa fel încât se obține o consistență foarte curioasă și cine pune mâna prima dată pe acest ciment zice, aoleu, a făcut priză, nu, ceva am greșit. Nu am greșit nimic, e totul perfect, exact așa trebuie să fie. Se apasă greu, aici ar fi fost foarte bună o spatulă metalică, apropo de capacitatea de a realiza presiune pe acest material. Da? Folosim, așa cum am văzut, o cantitate mare din plăcuța de amestec, nu ne zgârcim la ea. Și cam așa trebuie să arate el, metalul ar fi omogenizat și mai bine. Îndepărtăm cimentul de pe plăcuța, de pe spatula de amestec. Vedeți că el este total neaderent la orice. El adeziune nu știe. Scrie adezor, dar e o poveste asta. Da. Cred că scrie exact ce nu are, dar trec peste amănunt. Așa trebuie să fie de această consistență și așa se servește, să zicem așa, pe spatulă, da? Ca un vârfuleț, ca o mică piramidă, care, iată, se aplică foarte frumos în cavitate. Se fulează inițial în cavitatea verticală, care ne doare cel mai tare, după aceea, sigur, cu atenție și în cavitatea orizontală. De ce spun că ne doare cel mai tare? Pentru că este cea mai adâncă și acolo ne punem problema a pătruns sau nu până la baza preparației noastre. Iată, fularea în cavitatea verticală, îndepărtarea, bineînțeles, exact ca la orice obturație, sprijinindu-ne pe cuspizii existenți, pe pențile cuspidiene, da? Practic ne ghidează morfologia dentară. O ghicim, să zicem așa, luându-ne după forma structurii dentare încă rămase intacte. Și, sigur că, după ce îndepărtăm excesul, ne vom gândi să ne oprim, pentru că, așa cum spuneam, dacă insistăm când el începe să facă priză, vom avea mari probleme de fisuri pe care nu le vedem, care vor fi acolo în mod sigur, da? Și care vor duce la compromiterea obturației. O să spuneți, da, ai zis că e obturație provizorie. Ok, dacă e provizorie, atunci nu mai contează. Da? Dar ideal este să nu lucrăm acest ciment dincolo de momentul lui de lucrabilitate. Valabil pentru orice ciment, da? Aici, practic, eu decupez ceea ce nu-mi trebuie, nu pun problema că voi realiza fisuri, pentru că, practic, porțiunea respectivă o îndepărtez, da? Și ar fi cazul acum să mă cam opresc, ziceți-i voi să oprească. Ok. Poate, într-adevăr, o mică fulare, brunisare marginală, adică să-l determin să stea mai intim la cavitate. Spre deosebire de glasionomer, acest ciment oxifosfat de zinc nu știe să facă priză în mediu umed, deci trebuie să fie tot perfect uscat în momentul în care acest material face priză. După ce a făcut priză, sigur că nu-i mai atât de frică de mediu apos, deși lichidul bucal îl îndepărtează spar. Da. Și iată, acum îndepărtăm și porțiunea care a bavat dincolo de marginea preparației noastre, da? Asta marginală pe care o vedem, foarte atent să nu existe bavură peste gingie a materialului de obturație, din cauza asta am pus acea matrice metalică, da? Și așa cum observați, mai există o cantitate mică bavată și pe spre vestibular, punctul de contact foarte bine realizat, de altfel matricea metalică își face datoria dacă este plasată corect, acel punct despre vestibular spuneam care trebuie îndepărtat. Și o să spuneți din nou, domnule, dar asta este o obturație provizorie. Aia nu contează. Provizorie, neprovizorie trebuie să fie perfectă, pentru că orice agresiune asupra gingiei, orice lipsa a punctului de contact corect, vor crea probleme chiar și într-un interval mai scurt de timp.